Ilina a venit, trebuia la 1 să vină Ilina. Ilina a venit cam târziu. Da, e unul, câte ceas? Două. Da, nu mai contează. Ei, asta e. Bun, deci avem pânza, nu e tratată cu nimic. E tratată cu tratamentul din fabrică, de la mustaș, e pânză de la mustaș. O să facem o schiță cu cărbune, vom picta niște flori în maniera mai modernistă, așa să spunem. Și vom încerca așa. După aia vom fixa cărbunele cu fixativ. Da? Tot de la mustaș.ro. Toate produsele sunt de la Mustaș. Magazinul online. Bun. Și începem așa. Mustaș.ro oferă produse profesionale pentru pictor. Da? Unde este Irina? A plecat? Nu. Nu era. Nu era Irina? Păi nu, Irina era o înzămată, de-aia am ajutat-o acolo, e două ceasă. Dar cine era? Dar s-a întâmplat pe ea. Mă rog, hai să începem. Deci, Nico, tu da. Trebuie să mă ajut puțin. Da. Și vom face o schiță, cumva, proporția, hai să începem și proporția, vorbim puțin de despre proporție, însemnând patru laturi egale, da? Așa, asta ne va ajuta pe noi să ne orientăm în spațiu pe dimensiunea pânzei, nu-i așa? În cazul în care voi, de exemplu, schițați, luați-vă fiecare și dumneavoastră, toți, stai și tu jos. Așa, bun. Și vom face așa, eu voi încerca să țin cărbunele din lung ca să am o perspectivă mai amplă asupra pânzei, să văd mai bine. Da? Și o să țin cumva din lung, nu o să țin din scurt așa, nu o să țin din scurt, deci nu țin așa, îl țin din lung tocmai ca să văd mai mult pânza mai liberă și în felul ăsta stau și cu mâna întinsă cu cotul drept, da? Deci nu stau cu mâna așa, tocmai ca să văd mult mai bine perspectiva pânzei, să o am o perspectivă mai amplă, mai bună. Am spus că voi face niște, ce sunt alea? Bujori. Bujori alb cu sclipiri de roz, ceva, nu știu. E după un model, oricum. Vom face unul mai mare aici, un bujorel mai mare, după aia vom face un boboc. Undeva pe aici va veni un bobocel, da? Aici va veni bobocelul. Ok? Și după aia vor veni și frunzișoarele. Mai facem încă un bujorel mai micuț, probabil sau cu aceeași dimensiune, nu contează. Undeva pe aici se va contopi cu celălalt bujor, dacă putem spune așa, da? Acum, pentru atâta lucru, dacă vreți să mai folosiți fixativul de cărbune și creion, puteți să-l mai folosiți dacă vreți. Dacă nu, puteți să începeți așa, pentru că nu e o schiță foarte amplă și atunci nici nu se modifică mult culorile când e vorba de acrilic. Deci când pictăm în acrilic pe o schiță mai sumară așa, nu e neapărat nevoie să dăm imediat cu fixativ. Putem face așa pentru că nu o să se simtă la pasta de culoare cât de voluminoasă va fi, nu va afecta mult cromatica acest cărbune, da? Iar în cazul în care nu aveți, puteți șterge cu cârpa sau cu altă pensulă și lăsați numai cât vedeți așa difuz, puțin de schiță. Este suficient atât cât să vă puteți și imagina mai apoi din toată treaba asta, da? Aici vor veni și ceva petale, da? Frunzișoarele pe aici, vom face și vreo două, trei frunze, da? Una mai mare pe aici, o frunză, da? Și apoi celelalte frunzișoare care cumva va completa cromatica și cu puțin verde. Fundalul o să-l fac cu o umbră arsă. Bun. Și eu zic să furcedem. Am spus, nu mai e nevoie să mai dăm cu șpreie, pentru că dacă dăm cu șpreie, trebuie să uscăm cu fionul, iar cu fionul mi-l ars nevastă mea. Acum și nu mai merge. Bun. Și eu am pasta acrilică, tot mustaș.ro este magazinul online de unde vă puteți procura produse profesionale pentru pictură. Dacă vreți să executați o pictură bună, vă trebuie materiale bune, nu materiale de la Lidl, de la Carrefour, Kaufland și mai știu de pe unde.
Alea sunt doar niște geluri colorate, nu sunt culori. Nu sunt vopselul cu care să pictați. Chiar dacă nu, o să spuneți, da, dar știu, eu nu știu cât de bun sunt, că nu sunt așa de bun pictor, să pot să cumpăr vopseluri profesionale. Ei, trebuie să vă spun că aceste vopseluri profesionale sunt la prețul cu cele din Lidl și Carrefour. Deci atât de bune sunt, dar sunt la prețul de Lidl și Carrefour. Deci nu merită să cumpărați produse care nu sunt de calitate. Eu am să iau așa niște pastă de aici acrilică cu, direct cu pensula. Puteți să o faceți și cu asta dacă vreți. Eu o pun direct în pară. Și am să încerc să pun puțin roziu, să vedem ce se poate întâmpla cu puțin roziu. Pentru că am nevoie, ele nu sunt niște petale tocmai albe direct. Chiar dacă din nici cu alea mai trezim și mai găsim niște pastă groasă acrilic care dă să se usuce, o să încercăm cumva să o folosim și pe asta. Da? O să găsim motive de a o folosi și pe pasta aia, chiar dacă e puțin mai groasă. Da? Ei, trebuie să știți așa, când luați culoare, trebuie să știți că pensula trebuie întoarsă și răsucită și apăsat cu ea în funcție de fiecare... cu fiecare pensul trebuie să știm cât de mult apăsăm. Când apăsăm mai tare se degajă, se rămâne mai multă culoare, eliberă mai multă culoare, când apăsăm mai puțin se eliberează mai puțină culoare și tot așa. Asta fiecare dintre dumneavoastră l-ați învățat deja. Bun. Ideea este că trebuie să dăm ideea de ce este acrilul? Bujor roziu, așa cum este ea. Bun, hai și să începem. O să fac, eu prima dată o să pun cu o pensulă mai mică, am spus așa, să-mi pun niște petalele de la bază, unde sunt puțin rozii, pentru că se formează un con de umbră cu aceste petale puțin mai rozii, așa. Da? Bun. Da, mică, aia se ia, se exfoliază. Ia să iau niște alb. Și acum nu fac altceva decât să pun niște pastă groasă. Iar când trebuie a fi o, nu? Așa. Să mai luăm și puțin albastru și puțin galben. Eu o să fac niște nuanțe aici foarte, foarte difuze, tocmai ca să... pot folosi cantitate mai mică de culoare. Sunt fac risipă pe paletă, pun pe mână, pentru că e pe bază de apă, nu se întâmplă nimic. E super ok, da? V-am spus iară, și răsucim, învârtim, apăsăm în funcție de cum se eliberează și pigmentul, da? Ok. Acum, pentru că am avut nevoie de prima culoare și o las puțin să se odihnească, voi face celelalte culori și voi începe cu fundalul, da? Bun. Aici o să mai vadă ceva din petala, o petală pe partea asta. Aia este mai puțin iarăși importantă, dar hai să o facem și pe asta, pentru că va trebui să ne scoată cumva bobocelul ăsta. V-am spus, eu am un model după care mă orientez. Ideal este să mai facem și noi ceva din imaginarul nostru, să lăsăm și imaginarul nostru să-l folosim. Adică nu vom folosi chiar modelul în proporție de 100%. Așa. Iată că mai pun și puțin albastru din când în când pe raze, pe unde de umbră, da? Ok. O să iau puțin umbra asta și puțin albastru și pun tot aici și voi obține niște petale puțin mai închise. De exemplu, acum așa avem nevoie de petalele de la bază de aici și pe asta o să le facem puțin mai închise, da? La culoare. Intensitatea lor, că e prea închis sau prea deschis, astea sunt perioadă de execuție în care sunt momente în care o să trebuiască să le mai închidem sau să le mai deschidem pe aceste petale. Da? Deci nu e bătut în cuie din prima să și rămână așa. Punem că arminte n-ar mai fi unde mai există frumosul execuției până la urmă. Frumosul execuției este când schimbăm permanent cromatica, permanent găsim ceva nou de pus și modificăm pictura noastră. Asta înseamnă actul creativ. Să modificăm. Iar faptul că poate din prima nu o să iasă culoarea pe care v-ați dori-o pe tabloul dumneavoastră, nu e niciun dezastru, ba chiar e mult mai bine, așa că putem să învățăm. Bun. Hai să facem puțin și din fundal. Eu am ales o pensulă mai mare. Da? Iată așa.
E o pensulă mai lată, se scurge puțin apă, dar nu e nicio problemă. Am pus puțină apă, mai multă. Cred că reflectă și lumina. Oare cum acum o să reflecte ceva din lumină? Nu vă speriați dacă vă cad zeamă din pensulă cu degenul ăsta așa. Nu e nicio nenorocire. Da? E ok. Trebuia să începe undeva de la bază să nu se scurgă culorile. Am încercat să pun de undeva mai de sus. Și ce mai trebuie puțin? Nico, negru nu mi-ai dat. Ar vrea și puțin negru, da. Acum eu pun cumva, eboșez. Fac o eboșă din culoare, o eboșă din culoarea apropiată culorilor care vor rămâne ca și culoare la bază. Adică o să fie o eboșă cu cromatica stabilă. Așa. Și mai trebuie umbra axă, că nu mai este tot terminat. Și cred că și negru. Lasă de sus, de negru, că îl folosim așa, din cantitate mai... A, așa. Eu am să vin pe partea de sus cu o culoare puțin mai închisă, umbră arsă cu negru, în amestec cu negru. Evident că această culoare am să o las să se usuce puțin. A, pentru asta abia a fost spălată și de aia. Funge din ea, acum înțeleg. E apa, nu că am pus eu, e apa din cum a spălat pensula. Da. Ok. Până vine la acolo, ca să mai ai zis aici, așa acolo. Am luat cantitate mai mare de culoare, sunt în direct online pe Facebook. În mod normal, aș lua o cantitate nu chiar atât de mare de culoare, adică nu atât de multă pastă groasă aș pune, dar pun pentru a cumva completa cu necesitatea, să spunem așa, timpul nu îmi permite și atunci, ca să execut mai repede și să am o eficiență în execuție, pun pastă mai groasă, să am și o eficiență a efectului, să spunem așa. Obțin și efectul mai rapid. Într-un fel te ajută, dar într-un fel e mai greu pentru cel care nu știe să stăpânească astfel de lucruri. Îmi trebuie un fion aici. Da, e complicată viața în momentul în care nu ai fion. Păi da, ar trebui, doamna doctor. Păi și din ăla e bun decât deloc. Păi ce facem în cazul ăsta? Păi numai să fie, cumva, da. E complicat. N-avem, atunci, ca să se usuce, va trebui să închid live și să-i dau drumul peste jumătate de oră, din nou, și nu am spus nimic. Stăm și așteptăm. Așa pităm și dăm în continuare. Bun, pe aici pe unde o să vedeți niște locuri în care, simțind nepictate, aș putea să le pictez, dar poate să rămână și pânzare, pentru că pe aici vor veni frunzele, acele frunze de la bujorii albi. Albi care, de fapt, vor veni cu niște efecte de roziu, de verde, de albastru, da? M-am și murdărit pe spate? Nu, un pic. Un pic, da. Bun, că sunt. Acum a ajuns vopsea pe spate meu? Nimeni nu știe. Întrebare. Dacă ar fi fost făcut în ulei, se putea face tot fundalul și apoi pictat pe deasupra sau tot așa trebuia să... Niciodată. Deci dacă e pictat în ulei, că e pictat în ulei sau în acrilică, stilul de execuție, de punerea culorilor, nu e mare diferență, pentru că până la urmă te definește pe tine ca artist. Eu vă învăț că bine ar fi să puneți, faceți culoare, floarea, cum e în cazul de față, și după aceea facem fundalul, da. Și să vedeți că fundalul este mereu schimbător. În funcție, ocul, da. Asta e problema acum, doamna doctor. Uite, am mai... Să vă mulțumim pentru vizionare!
Uite ăsta. Asta cred că facem o piscină. Nu neapărat. Nu prea vor utiliza asta. Așa. Piscină și... Nu cred că trebuie ăla, n-am eu acel folosit pe ăla. Se mișcă pachetul cu totul. Da, dați-l încoace. Merge? Ăsta-i maximum? Nu. Păi ia ținite aici, așa. Că mașina maximă se oprește mai repede. Păi dați mai tare la maxim, atunci se oprește mai repede. Nu e mai complicat. Da, lăsăm așa prima dată. Bun, și acum vom pune puțin verde, e în amestec verde cu ocru, puțin galben, puțin alb, adică și asta ține foarte mult de... Cum o să simțim eu să o punem aici? Că până la urmă ține de cum simte fiecare pictor în parte, de fiecare executant în parte toate lucrurile astea. Astea vor fi niște codițe cumva. Aici va fi un bobocel pe care o să-l facem puțin mai mic așa. Fie cam atât bobocul. Ce vedem pe aici pe margine va fi o petală cumva, altceva. O să încercăm să facem bobocel, o idee a unui bobocel în prima fază, după care din ce în ce mai mult o să-l conturăm. Deci, pasta, culoarea, eu când spun pastă, mă refer la culoare mai substanțială, așa, da? Ca și volum, da? Trebuie să fie o pastă care să acopere pânza, să acopere textura pânzei, să acopere culoarea care era pe dedesubt, în cazul în care vrem să fie acoperite, în cazul în care vrem culoarea să fie, să se amestece, să lucrăm strat în strat. E posibil să lucrăm strat în strat, dacă aveți un remoare de genul ăsta, e posibil să putem lucra strat în strat și pe acrilic, doar pe suprafețe mai reduse ca și mai dedicate. Nu știu ce s-a întâmplat, nu am pus aici sau s-a pierdut el, nu? Am pus puțin. Ai pus puțin. Da. Aici o să facem o frunzuliță și tot așa, frunzulițe mărăcin. Aici mai vine încă una. Așa, uite, o să fac niște negru cu... Ia să vedem cum va funcționa. E negru cu galben. Îl lăsăm să se usuce pentru că ăsta nu e uscat. Asta? Nu, doamna doctor, ăla era un fion special, e un fion special cu care se... De industrial. Este industrial ăla. De 5 ori mai puternic ca asta. Da. Păi cu ăla când dădeai, dacă îl țineai mai mult pe un loc, păi lua și foc. Tot am asta. Da. Aici avem o frunzuliță mai răsucită puțin, care formează și un col de umbră. Deci nu e ăsta fundalul, fundalul va fi peste ăsta, așteptăm să se usuce puțin, adică văd că încet, încet, în 2-3 ore se usucă și fundalul. Și mai putem continua peste 2-3 ore. Da. Nu merge. Mai dau acolo? E, și dacă sunetul ăla hure aici de mama focului, să fugă toată lumea de sunetul ăla. Și cum se aud din telefon fâșitul ăla? Ce facem la fără? Și stă la grosul, să-l culeam suspans. Așa, se pun negru pe... Dar nu e un negru, negru că se amestecă acum, folosesc de culoarea care nu încă dovedește să se usuce.
datorită faptului că nu mai am acel fior industrial, s-a uscat. Și o să se usuce, dar o să se usuce ceva mai greu. Așa. Hai să ne bucătecul frumos. Ce ai băgat, vreți? Sau vorbim noi după aceea, nu? Interesant, puneți foarte puțină apă. Nici după ea pun, dacă ai observat. Ca să faceți strat în strat, pe ca să fac. Păi uite, acum cam asta fac, că ele cam se amestecă între ele, dacă... Exact, da. Ținem cont de timpul de uscare și de grosimea culorilor pe care le-am pus înainte, da? Dacă sunt culori, e culoare mai groasă, mai consistentă, adică păstoasă, e clar că se usucă mai greu și avem posibilitatea de a le prelucra cumva între ele. Dacă e strat subțire, se va usca rapid și nu o să mai poată fi prelucrat între ele și atunci durează mai mult. E ține de... Da. Uite, acum am să iau și am să pun... Nu pun cu apă, pentru că durează mult cu apă. Uite, acum e strat în strat. E amestec umbra arsă cu negru ăla care îl pun acum, da? Din când în când mai trag așa câte un efect, pentru ca mai apoi să vin iar, după aia mă întind cu culoare din interior către exterior. Deci avem vopseluri de la Vallejo, deci vopseluri Vallejo, acrilice profesionale, da? Cu asta lucrăm, cantitate de 500 de miligrame. Tot mustaș.ro, da. Valetul sunt de la Mustaș, magazin online, magazin de produse profesionale pentru pictori și pentru oameni care vor să picteze. Eu nu spun că e pictor sau nu e pictor. De cei care vor să picteze. Sunt vopseluri atât de bune ca și preț, echivalează cu vopselurile din Lidl, Carrefour și mai știu, da. Păi să știți, doamnă, după că așa e. Păi... Calitate. Da. Calitatea alea sunt niște geluri colorate, astea au pigment profesional. Cum? Bun, culoarea, când luați, nu dați așa cu culoare într-o parte în altă cu pensul, la vibrație, asta înseamnă să vibrezi, da? Dai din aproape în aproape, da? Ceva de genul ăsta. Da? Uite așa. Vedeți? Să descărcăm culoarea cât mai uniform, da? Încerca să nu faceți niște pătrățele, doar niște pătrățele sau să faceți niște linii, da, dintr-o parte în alta, unii... Da, ești ascuns. Deci ori mai... Uite. Acum, în primă fază, vom pune doar culoare, nu umblăm cu efectul de lumină puternică, asigurăm cromatica pânzei cât de cât, ne echilibrăm puțin pe cromatica pânzei, mai lăsăm puțin să mai lucreze culorile, dar nici nu prea am încotro cum să forțez când trebuie fionul ăla de înaltă temperatură, da? Și acum voi controla cumva efectul de lumină puțin, nu mult. Efectul de lumină înseamnă, uite, vezi, că aici o să trebuiască să treacă niște raze de lumină, da? Cumva unde luminează, de exemplu, o parte a frunzei, cade lumina pe acolo. Puteți folosi și degetul, mai dați și cu degetul, indiferent cu ce dați, ideea este să iasă cât de cât să vă placă. Așa. Nu intru mult în detalii, pentru că o să facem acum și la bujorul ăsta puțin aici. Pânza, ce dimensiune are? 50 pe 60. E aproape pătrată. Aproape. Nu e prea
Uite, vezi? Se mai pot lua și de acolo, culorile mai întindem încolo. Oricum o să fie mai mare puțin floarea noastră, va fi puțin și mai mare de atât. Dacă mai avem, uite, de exemplu, cum e colul ăsta aici de umbră, putem să venim cu niște zemuri. Se pot face și cu zemuri, da? Un fel de așa zise laviuri de apă, pentru că laviurile le putem găsi și la apă, nu neapărat la uleiuri, da? Violet? Hai să încercăm. Eu am cerut. Ca ce vedere o să treci din studios? Păi hai să-i punem, dacă așa a zis. O pune și... Aici este o frunză, o petală de la o floare care vine peste. Hai să mai facem puțin la frunze iarăși, din nou ne întoarcem către frunze și mai facem iarăși niște... Nu trebuie să ne apucăm să facem fibra frunzelor cu nervurile, cu toate alea, deci trebuie să creăm doar un efect și atât, nimic mai mult decât doar niște efecte, da? Cam asta ar trebui să fie pictura noastră toată, creată doar din niște efecte și nici de cum de detalii. Sunt detalii, sunt anumite lucruri în care se cer detalii, sunt picturi detaliate, aia au și detalii, dar alea cuprind altă tehnică, alt stil, altă mâncare de pește, cum zicem noi, pe românește. Da? Uite așa, mai facem pe aici niște... Aici mai vine o frunză. O aducem până aici, peste asta, la altă. Deci o să vină iarăși niște efecte de, așa zise, frunze. În cont de umbră, da? Sunt anumite conuri de umbră, care se văd, care nu prea se văd, care sunt deductibile doar. Deci noi o să mergem mult pe deducția unor idei de frunze, idei de tulpine. Da? Deci nu ne apucăm să facem nu știu cât de mult detalii, da? Bun. Ne descurcăm așa. Uite, acum voi intra iarăși cu o culoare. Uite, aici mai am făcut o frunză. Voi mai face o frunză și aici. Apropo, dacă vedeți că e o codiță, uite cum a fost o codiță, codița trecea pe aici, nu ne deranjează pe noi o codiță și nu vă apucați acum să pictați în așa fel încât codița aia să fie ocolită tot timpul, că ați tras-o așa și acum faceți frunza peste. Nu! Puteți face frunza peste, uite, în cazul de față, faceți o frunzuliță acolo, tot așa, deductibilă, doar nu intrăm în detalii, nu vedeți nimic, de acolo nu știam. Nu, că mă uit și în telefon. Da, da. Telefon. Dar e păcat să mă uitați în telefon, că... Da, mă rog. Mai dăm un comentariu, ceva. Bun. Aici, v-am spus, mergem mult pe deductibilul lucrurilor, nu intrăm în detalii. Acum o să vin cu fundalul și o să vedeți că fundalul ăsta, acum care o să-l încep cumva, începând de prin lucrurile astea mai întortocheate, așa, nu mă duc pe acolo, pentru că deja aici am pus și nu s-a uscat, aici e deja aproape uscat, semi-uscat, dar îmi permite să pot pune culoare. Deci, faptul că mi se permite să pun culoare, lucrez acolo unde mi se permite. Sunt zone în care trebuie cumva culorile amestecate între ele culorile și atunci e altceva. Sunt zone în care, uite cum este zona asta de aici, trebuie să fie uscat să pot să pictez acum. E altceva. Nu mai pun apă deloc. O să pun ca să vibrez. Voi pune și puțin alb din când în când să aduc niște vibrații culorilor, da? Voi pune și niște alb, să nu fie chiar o culoare uniformă, deci nu facem culoare uniforme, când e vorba de un astfel de stil, astfel de
tehnică de execuție, da? Nu venim cu o singură culoare, sau ne apucăm să pictăm o culoare de fundal și după aia pictăm florile peste acea culoare de fundal. Nu facem niciodată lucrul ăsta, o să încercăm să nu facem lucrul ăsta, da? Și în felul ăsta, dacă veți picta așa, o să obțineți o pictură profesională, da? Nu una amatorească, da? Plăcută ochiului și înțeleasă și de cei care vor să înțeleagă și genul ăsta de pictură. Vopselurile sunt asigurate de magazinul online, magazinul mustache.ro. Trebuie să spun că ăsta sunt singurii care ne-au ajutat, pentru că noi avem nevoie de ei și de noi. Bun, aici este o petală de, de floare pe dedesubt. Nu știu în ce măsură va fi până la urmă și deductibilă de privitor. Când deodată în prima fază e doar o idee pe, pe niște tonalități care deduc. Da? Bun. Hai să mai fac pe mine aici niște violet. Să-l iau. Atât am trebuit. Așa, mai am și niște alb. Uite aici, deja a început să usuce. Mai aștept putem puțin ca după aia să facem florile. Nu mai vreau să pun culoare pe aici deloc, aștept să se usuce bine și când voi veni cu alb pe aici, efectele de floare, în ultima fază, o să vedeți cât de frumos începe să se contureze tot. Acum lucrăm doar pe partea asta, ne aducem obiectivul în prim plan, dacă se poate spune așa, da? Aici o să fie o petală, tot așa, într-un cont de umbră și se va amesteca cumva, se va amesteca cu fundalul, va crea o, un efect. Da? Aici o să te lăsă să duc puțin mai închis, să închide zona asta, iarăși. Aici, de exemplu, aici este o petală de floare și fundalul e prea deschis și atunci închidem. O să încercăm să închidem fundalul ca să ne iasă petala noastră în prim plan, da? Așa zisa petală. Sunt lucruri care, de exemplu, vreți să faceți după o idee, după o altă pictură sau după o fotografie. Nu încercați mot-a-mo tot să luați de acolo motamo. Execuția poate fi și de acolo, poate fi și de la dumneavoastră. Adică să aveți cumva posibilitatea, tot timpul v-am spus-o noi prima dată, de a crea și dumneavoastră, de a avea libera opțiune de a crea și cu ajutorul celuia care, de exemplu, a luat și eu model, la fel și dumneavoastră, să aveți un model, dar după aceea trebuie să veniți și cu ceva personal, să personalizați, să aveți și dumneavoastră acolo pentru dreptul de a vă semna pe o lucrare, pentru că aminte e lucrarea lui la toată. Sau a doamne, domnule, ce știu eu care o fie. Bun, eu aici mai deschid puțin la culoare și pe aici o să închid puțin și o să fie un efect foarte fain, mișto. Deci aici trebuie să nu ne grăbim iarăși, trebuie să luăm câte puțin culoare, vom pune iarăși, vedeți, închid puțin zona pe lângă flori, voi închide, adică un contujur, dar un contujur de sfumatură până la urmă, care se va pierde în fundal, da? Iarăși pe aici o să mai închid puțin, ca să pun pastă mai groasă, pentru că aminte nu reușesc să ne acopăr toată suprafața, pentru că sunt într-o ședință online, trebuie să mă mișc cumva mai repede decât aș face în mod normal și compensez cu pasta groasă. Până la urmă și pasta asta groasă are și ea eficiența ei, atât la prima vedere că e groasă și dă niște anumite efecte, mă ajută și pe mine aici să pot executa mai rapid. Mm.
Da, dacă aveam un fion, puteam da mai repede cu fionul și se usca. Hai să dăm puțin totuși unii ăla care l-aveți noi, să mai dau puțin, să dau un minut numai. Știu, se închide, știu, ai... Știu, ai un din ăla. Nu, nu, lasă, uite aici, aș mă mai... Ei, lasă, știu de ce l-am ținut pe acolo. Da, da. Ca să te întreagă acolo, azi, nu te spune, nu că știu. Știu, dar ai declanșator, se oprește după aia, crește temperatura aia și se oprește. Ai o tămiță de alarmă și aia se deschide și oprește circuitul, da. Bun, sper că să fi uscat cât de cât acolo ca să pot continua. Ia să vedem. Da. Încerc să nu mutăresc culoarea, pentru că vreau să obțin un alb cât mai mult și mai sporat, să zicem așa, ca să fie mai mare. Așa, uite că vin cu pastă groasă și obțin din marginea pensulei niște pete de pastă mai groasă. Dar nu te facem lucrurile astea, sigur că da, sunt bune pentru că creează efect. Nu avem mesaje, nu avem încă, pentru că oamenii... Sunt mesaje, nu sunt... Porcoase. Nu! Spune bună ziua, mulțumesc pentru explicații. Da, pe acrilic sunt vopseluri, doar vopseluri în acrilic acum la ora asta. Uite, vezi cum se mutărește? De asta ne-a pică să se murdărească vopseaua. Ceea ce s-a întâmplat aici acum e o murdărie, pentru că a ajuns culoarea din partea de culoare, trebuia să fie uscat tot să pot să continue efectul. Acum nu se poate. O să mai așteptăm puțin, mai lucrăm pe alte lucruri. Eu, dacă l-am făcut mic, pot să-l dezvolt mai mare, da? Dacă era mare, după aceea trebuia să-l închid din fundal. Dar nu mai ieșea efectul ăla, deci nu mai iese efectul ăsta așa. Ați înțeles? Și nu mai puteam să creez efectul ăsta așa. Că se limita. Tot îl aduceam. Că îl aduci puțin, e altceva. Dar să-l aduci mult tot timpul, iar e altceva. Doamna Ciocan, de ce? Uitându-se, a uitat să scrie și mesaje. Sunt fascinat. Deci aici este un bobocel. N-ai pus puțin roșu. Da? Las că le iau de acolo, că îmi trebuie doar o picătură. Nu, Nicol, îmi trebuie doar o picătură, mulțumesc. Îmi trebuie doar o singură picătură. Deci aici e bine, acolo e bine, ăsta de aici. Am văzut, am spus, poate fi mai închis, mai deschis tot timpul. Deci nu e o... E o libertate de exprimare, dacă am putea spune pictura, știi? În genul ăsta. Nu ești constrâns de imaginea strictă a unui lucru și ăla trebuie făcut. Mai avem de scos niște detalii pe... Să luăm acum să-i punem aici.
Bun, și acum ne întoarcem înapoi cu partea de fundal și încercăm să refacem zonele pentru care, zic eu, sunt zone de interes pentru privitor, cum ar fi, de exemplu, petala asta de aici, care coboară mult prea mult în jos și să trebuie să o mai reducem la dimensiune. E chiar așa cu viteză, nu? Nu, chiar. Mami spunea că da. Era mai mică, nu m-am zis la câteva. Așa, recunoaște. Acum, nu chiar. Recunoaște în bine. Avem mai mult. Bun. Așa, uite, mai deschidem puțin să rămână negru ăla de contujur ca să scoatem, vedeți, un 3D. Ați înțeles de ce las negru ăla pe acolo? Să pare că ele o să vină încoace, da? Dar nu lăsăm așa ca o linie, trebuie iarăși estompat și ăsta cumva dintr-un efect estompat, da? Să fie pentru, vedeți? Și să nu vină o estompare forțată iarăși, să vină așa, cum să spun eu, curat. Nu mai, lasă-mă. Doamna Galeana Stesoaie, da. Spune o rugăminte, am provocat la final să ne fie arătată lucrarea mai de aproape. Mulțumesc frumos! Bani jos! Dacă vrea lucrul ăsta, astea sunt... Da. Să vedem mai bine, pentru că am pus pe lula. Pe lat, da. Dacă îl țineți, treceți telefoanele pe lat, negru, de rog frumos. Treceți telefoanele pe lat și o să vedeți că se vede cumva altfel. Dacă le țineți în picioare pe telefoane, pe vertical, nu mai lasă mai câteva de aici. Nu, eu știu. Se uită pe... Nu se uită pe calculatorul ăsta, Soaie, că e prietena mea și știu. Ea se uită pe telefon, știu. Deci, Gabi, întoarce telefonul invers din setări și lasă-l să fie mare ecranul. Ei, lasă cât o fi, doamne. Din momentul ăsta trebuie să vă folosiți imaginarul fiecare și să faceți aceste vibrații cromatice de culoare, să le faceți fiecare în felul în care simțiți. Vezi? A răspuns, sunt la țară, de unde calculator? E bun? Bine că are semnal. Și așa? Bine că existi? Uite, vezi? Cum pot să intru? Ia uite, vedeți? Am pus culoare închisă, acum vin cu culoare deschisă, vezi? Ca să obțin niște efecte. Ia uite. De exemplu, bag niște roz. Vezi? Ia uite. Ia să vezi rozul ăsta acum, ce mult schimbă cromatica. Ia uite. Ia uitați. Vedeți de acolo cum se vede? Sunt niște lucruri la prima vedere par așa nevinovate, să spunem, așa zic, băi, dar nu-i mare lucru că... Uite, puneți, da, îl îndulcește, da. Nu mai e atât de agresivă culoarea, știi? Ia uite, și aici, pe partea de sus, la fel, uite. Ia uite. Și, dar în același tip și fundalul joacă rol important pentru că, da, vibrează și nu mai creează obiectivul suprem, doar floarea. Și el face parte din același film. Adică nu mai e un personaj de, cum se cheamă alea, băi, personajele alea care sunt doar de formă, cum se cheamă. Da, au o denumire. Figurație. Figurație. Deci,
Uite, vezi? Și acum pare, încep să pare că e de. Bun. Acum mai trebuie să așteptăm să se usuce bine și să începem cu culorile mai forțate. Dar atenție! Devii foarte atent. Și să am mai tare să... Nu zic că n-am să le cupistez și vorbesc în același lucru. Am alergie. Nu pot să vorbesc să le simt acum. Da. Doamna doctor, mai puneți flori. Ah, cu fiolul. Da, mai punem cu fiolul puțin, da. Nu, nu-l auzi. Stai puțin. Da, spuneți-ne. Trebuie să știți să dai viață fiecare pictură, iar dumneavoastră o faceți foarte bine. Adică atunci când te apropii, să întinzi mâna și să vrei să iei floarea de acolo. Da. Uite așa. Stătoare spune că e un 5D. Deci nu trebuie făcut cu latul pensule, pentru că dacă dați cu latul pensule, se rezultă altceva. Trebuie să dați cu partea îngustă încolo, da? Ca să nu se obțină blană de lup. Da? Nu așa. Deci dăm așa, să obținem doar niște efecte de petale care se pierd în fundal. Da. Bun. Și acum o să iau pentru niște mai mică și o simt și eu puțin în detalii. Foarte detalii. Pe frunze? Și pe frunze, și pe petale, și pe... O să fac și niște contujuri. Uite, de exemplu, pe aici. O să fii și după aia o să vin și cu un verde mai deschis. Am și un verde de fulgurescent, dacă nu te-au oferă. Cum am zis, este un verde de fulgurescent. E pe masă, Carmina, da, ai văzut bine. Abuzaliști cu astea. Atenție că și cu astea poți să abuzezi și să dai în altceva. Deci trebuie să ne educăm în privința executării culorilor, da? Adică dacă cumva exagerăm în tendința de a fi cât mai frumos, cât mai spectaculos, avem grijă și cu culorile astea, să nu fie prea abuzive. Deci ele trebuie să le ținem cumva sub un echilibru. Cumva tot timpul asta și facem, de fapt. Noi ținem sub echilibru permanent culoarea. Să nu exagerăm cu verdele astea. Nu puteți să-l spune. E, e cam mult verdele astea, nu-mi place. Mai luăm puțin albastru, negociem, da. Luăm puțin albastru și îl mai îmblânzim pe aici, cu alea, pe unde se cere. Că el se și cere.
După un timp se cere dacă ai puțin experiență în... Dacă observați, efectiv, nu găsiți o frunză care să spui că începe de la un capăt și se termină la altă ca și frunză. Nu găsiți o petală care să spui că începe dintr-un capăt în altul și se termină ca petală. Asta e tehnica. Asta e tehnica, bravo. Ele nu au un fundament direct să spui că, uite, bă, asta vreau să fie frunză și încep și lucrez până îi sar frunzele din ea. Și cu codiță. Și cu codiță, da. Deci totul este un efect. Uite, vezi, aici am exagerat puțin și trebuie, da, este un pata. L-am stricat pe acest bobocel, nu trebuia cu vechi de atât de proeminent. E cru, dar o să-l mai lucrăm puțin, da? Nu mai lucra puțin, nu mai... Asta o să nu mai fie atât de alb. Facem puțină carnație, nu? Mă bucur și eu de recunoștință pe care mi-o purtați. Doamna Ana Zăbrăuteanu, vă privesc de fiecare dată când intrați în direct și am de fiecare dată câte ceva de învățat. Cristianice, așa mai este, așteptăm partea a doua, cea a echilibrării compoziției a detaliilor personalizate. Hai la noi, Cristian! Te așteptăm înapoi. Cristian, nu știți, doamna doctor. Cristian. N-a venit aici, nu știți? Cristian. E Cristi Cristian, da, pe el e. Și-a schimbat numele? El așa e, domnule. El era Cristian. Da. Asta e Cris cu Y și Cristian cu C. Așa, mă rog. E, nu contează tot. Doamna Veronica de la Scutare, spune, se prinde de noi ca nu ca de prieten. Păi de ce, doamne, că toată lumea, adică toată lumea, oameni sunt? Nu, Irina, să te uiți cu ce sunt încălțat? Și nu uitați, zic că
Da. Să se simte mult mai bine. A zis că da. Domnul Cristian zice, vin maestre, eu sunt. Păi, cum să nu-l recunoaștem? Și după scris, dar după scris l-am recunoscut, după abordarea întrebărilor, el dânsul pune niște întrebări, la fel și pe, chiar dacă nu spuneți, că deja aproape că ești pe majoritatea cum pun întrebări. Da. Da, deja râde acum, noi știm, zâmbești ce spune, aha, stai așa. Dacă aveam o ramă, să-i pune și ramă. Dar nu avem. Suntem săraci. Nu ne sponsorizează nimeni cu rame pe noi. Păi n-avem pe noi din asta, nu? N-avem chiar niciuna. Până la 60%. Cum? Nu, asta e aviso Carmina. Nu, Carmina, n-a avut ce face Carmina, eu i-am dat o pânză așa și i-am adus-o înapoi. Ceea ce pe mine mă deranjează tot asta, dar acum o repriz bine. Știam că tot studiu aici, să-mi arătăți. Am grijă, nu? Bun, mai...